Liceul teoretic Dan Barbilian din Câmpul Lung a găzduit sâmbătă dimineață o sesiune de comunicări științifice a profesorilor de istorie din județul Argeș, intitulată Orientări vechi și noi în cercetarea istorică. Ajuns la ediția noua, evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Universitatea din Pitești, Inspectoratul Școlar al Județului Argeș și Societatea de Științe Istorice din România, filiala Mușcel. Sunt profesor Roxana Ștefănescu, directorul Liceului Dan Barbilian de puțin timp și pentru prima dată în această ipostază onorantă pentru mine să deschid lucrările simpozionului sesiunii de comunicări științifice a profesorilor de istorie din județul Argeș, care văd aici, acum că a ajuns la ediția a noua, deci este o tradiție a dumneavoastră, dar și a noastră, pentru că, din ce știu eu, liceul nostru a găzduit de mai multe ori acest eveniment. Vă mulțumim că ne-ați ales și de această dată gazdă să vă fim și să vă primim în casa noastră, care în acest an, cu siguranță că parte dintre dumneavoastră știți și ați și participat, am îmbrăcat haina de sărbătoare a celebrării celor 100 de ani de existență ai liceului. Am trecut cu toții printr-o perioadă dificilă și mă bucur tare mult că astăzi am reușit să reluăm sesiunea de comunicări a profesorilor de istorie. Această sesiune este la ediția noua. O parte dintre ele le-am avut aici. Au fost ediții, cred eu, în care s-a făcut un pas important spre cercetarea științifică în domeniul istoriei. Această sesiune de comunicări se bucură de o colaborare foarte bună între Universitatea din Pitești, în speță Facultatea de Istorie, Teologie, Art, are un titlu mai lung, și Societatea de Istorie, filiala Mușcel, evident și Liceul Teoretic Dan Barbilian, care a răspuns de fiecare dată acestui moment de a organiza sesiunea la noi în liceu. Îmi face o deosebită plăcere și încep prin a mulțumi în primul rând colegilor, doamnei director și colegilor de la Liceul Dan Barbilian. Le urez și eu cu ocazia aceasta la mulți ani și multe realizări de acum încolo în tot ceea ce fac. Este unul dintre colegiile și liceele de tradiție din județul Argeș cu rezultate excepționale. Mulțumesc de asemenea colegilor de la Societatea de Științe Istorice, filiala Mușcel, pentru că sunt alături de noi de atâția ani. Le mulțumesc de asemenea colegilor de la universitate, îi mulțumesc pe domnul profesor Claudiu Neagoie, care s-a ocupat în special de organizarea și a acestei ediții, a noua, și colegilor de la Inspectoratul Școlar Județean pentru că sunt alături de noi. Să spun decât bine ați venit la Câmpul Lung sau bine ați revenit. Mă bucur și mulțumesc în mod deosebit domnului profesor, domnului conferențiar universitar Claudiu Neagoie, pentru perseverența de care a dat dovadă și în perioada pandemiei de a continua această armonie științifică, și de asemenea tuturor celorlalți, începând cu Universitatea din Pitești, în mod deosebit cu domnul decan, pentru care încă o dată, și în mod special zic încă o dată că și aseară am mai avut un dialog, îi mulțumesc deosebit tuturor celorlalți colaboratori, Inspectoratul Școlar, Liceul Teoretic Dan Barbilian, unde eu personal întotdeauna m-am simțit ca acasă. Programul sesiunii de comunicări științifice a cuprins două secțiuni, în prima dintre acestea fiind prezentate lucrări și studii despre istoria veche, medievală și postmodernă, iar în cea de-a doua au fost expuse cercetări și noi direcții de analiză referitoare la istoria modernă și contemporană. În această secțiune, prima lucrare prezentată de cercetătorul independent din Pitești, Robert Aurelian Roman, a fost intitulată Filmul ca document istoric din perioada începuturilor cinematografiei în România, 1896-1916.
Iar tot aici, profesor dr. Nicolae Zaharia de la Liceul Teoretic Dan Barbilian a propus ca subiect al sesiunii de comunicări științifice actul de la 23 august 1944. Necesitate, oportunitate sau eroare politică? În cadrul unei ediții speciale a emisiunii Avangarda Performanței la Mușcel TV vom insera cele două prezentări.